Domnul președinte Funar, care este stadiul litigiilor pe care le are Partidul România Mare cu fostul președinte Vadim, pe care am înțeles că le veți prezenta la Avem un birou permanent biroul acum, permanent? sâmbătă, în 12 octombrie, la București. Sunt două dosare aflate pe rolul Tribunalului București. Un dosar în care Consiliul Național, întrunit în 15 iunie, a decis modificări la statutul PRM-ului, pe care le-am depus la Tribunalul București să ia act de aceste modificări, să le verifice dacă ele corespund legii partidelor politice și s-au luat cu respectarea statutului nostru. Și la acest dosar al noii conduceri a partidului a venit cu o cerere de intervenție principală fostul președinte și membru al PRM, Corneliu Vadim Tudor, europarlamentar acum. Și de asemenea sunt câteva cereri accesorii. Au fost admise toate cererile de către instanță. În mod surprinzător, pentru avocații noștri, instanța nu a ținut seama de faptul că, în opinia lor, cererea de intervenție a lui Corneliu Vadim Tudor este inadmisibilă. Pentru că în procesul acesta apare Partidul România Mare contra Partidul România Mare. Noua conducere a partidului a propus modificările la statut și fostul președinte al partidului, el în această calitate, s-a adresat instanței, deci PRM-ul contra PRM, și el susține că nu avea voie Consiliul Național să facă modificări. Deși statutul nostru permite efectuarea unor modificări în perioada dintre congresele partidului. Un al doilea dosar care se află pe rol la Tribunalul București și săptămâna viitoare are un termen de dezbatere, este dosarul pe care l-a depus fostul președinte Vadim, care a organizat în 20 iulie, cu o săptămână înainte de congresul de la Alba Iulia, care a avut loc în 27 iulie și care a fost decis de către Consiliul Național al Partidului, întrunit la București în 15 iulie. Fostul președinte Vadim a decis cu încălcarea statutului, a legii partidelor politice, să aibă loc în 18 iulie, a decis ca în 20 să aibă loc un Consiliu Național la care să nu participe membrii Consiliului Național, ci delegații adunați de prin țară cu autobuze, cu trenuri, cu mașini mici, la care zice el că a participat 1200 de oameni, care au încăput într-o sală de 400 de oameni, care era cam jumătate goală. Iar acum fostul președinte Vadim solicită tribunalului să constate că s-a modificat sediul partidului de pe strada Emil Zola pe Vasile Lască. Dar modificarea aceasta a sediului s-a făcut în urmă cu mai bine de un an de zile. Am înțeles. Am făcut o cerere de intervenție principală și am solicitat instanței să verifice legalitatea organizării acestui Consiliu Național transformat ad hoc în Congres, unde s-a votat cu mâna sus, contrar legii partidelor politice, s-a votat o altă conducere a partidului. Și instanța urmează să ia act de solicitarea noastră și probabil se va da un termen pentru a putea fi prezentate documentele pe care le solicită. În ce stadiu se află contestațiile unor persoane care se consideră nedreptățite de desemnarea succesorului lui Gigi Becali la Parlamentul European de către Dar fostul după președinte ce George Becali a făcut greșeala vieții lui și a dat Parlamentul European pe Parlamentul de la Jilava, unde are probleme acum și dacă vorbește la telefon, s-a ajuns într-o situație inedită, ciudată și ilegală, din păcate. Respectiv, fostul președinte al partidului, Vadim, nu a respectat lista și ordinea de pe lista candidaților PRM-ului pentru actualul Parlament European. Urma domnul Eugen Mihăiescu, fostul nostru senator și ambasador al României la UNESCO, pe care Vadim l-a exclus personal din partid, chipurile că nu și-ar fi plătit cotizația de membru de partid. A urmat după dânsul Angela Bălan, doamna respectivă a fost senatoare PRM și președinta organizației PRM pe București și a candidat din partea noastră la alegerile din 9 decembrie. Vadim n-a trecut-o pe listă sub pretextul că nu mai e membru de partid. Lucrul acesta se întâmplau în decembrie anul trecut, când dânsa candida pe lista PRM-ului pentru un post de senat într-un colegiu din București.
A urmat Dumitru Avram, fostul coleg de facultate și prieten cu Vadim în domeniul ziaristicii și pe care nu l-a lăsat să plece la Parlamentul European, nici nu mai știu acum care a fost motivul. Am aflat de la dânsul că a fost fabricat ilegal un proces verbal al unei ședințe care n-a avut loc de birou permanent, unde Vadim a semnat în fals, inclusiv de prezența mea la acea ședință care n-a avut loc. Și apoi, pe locul 7, era domnul Zanfirescu, Dan Zanfirescu, care este acum europarlamentar, dar se pare că au fost niște aranjamente între Vadim și Zanfirescu. Vadim a angajat-o pe soția lui Zanfirescu, consilier al europarlamentarului, și ulterior Zanfirescu l-a angajat pe fratele lui Vadim, pe generalul Marcu Tudor, consilier al lui. Sumele cu care i-au plătit au fost de câteva mii de euro pe lună, apar în statele de plată de la Parlamentul European, dar în țară sunt alte state de plată. Și acum am aflat că europarlamentarul Vadim este cercetat la Parlamentul European de OLAF și în țară la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru evaziune fiscală, pentru fals, pentru multe alte fapte grave. Am văzut că și s-a ocupat și ANI și a apărut în presă zilele trecute, au apărut informații pe această temă cu sume mari pe care nu le-a declarat, nu le-a depus. Am aflat că are și o vilișoară undeva pe la Baden-Baden, dar rămâne să vedem. A scris de alții că au vile pe nu știu unde, pe țările calde, pe coasta de Azur și în alte părți, dar se pare că a uitat de propria lui vilă. Aștept și eu să văd dacă se confirmă informația cu vilișoara pe care a uitat să o treacă și pe asta în declarația de avere. Deci are probleme mari și se pare că dacă nu-și dă demisia din Parlamentul European, riscă să fie exclus de acolo, în urma raportului OLAF. Iar în țară, din câte am aflat, a fost deja citat în procesele acestea pe care le are, i-a cunoscut pe procurori și dosarul se pare că este gata și pleacă în instanță. În condițiile acestea, dacă nu evadează în Israel, riscă să devină coleg cu Becali la Jilava, în Parlamentul de la Jilava.